Dragi colegi din învățământul preuniversitar, dragi prieteni studenți, înainte de toate vreau să mulțumesc gazdelor noastre, distinților noastre gazde, pentru invitația de astăzi la această manifestare frumoasă, omagială, în această sală solemnă a Consiliului Județean. Vă mărturisesc că mâine o să avem o acțiune și noi la Târgu Jiu, în aceeași sală a Consiliului Județean, însă, firește, păstrând proporțiile necesare, o sală la fel de frumoasă, dar de mai mici dimensiuni. Dacă domnul profesor Liviu Damean spunea câte ceva din partea Societății de Științe Istorice din România, eu mă voi rezuma la vă transmite numai câteva informații de la nivel central. Aș vrea să vă spun că la nivel național, după inventarul pe care noi l-am făcut ultima dată, funcționează în jur de 10 reviste și anuare județene, unele dintre ele cu o apariție ritmică, chiar bianuală. Este vorba de câteva publicații despre care dumneavoastră poate ați auzit, Tezaurul de la Buzău, apoi Mușcelul de la Câmpul Mușcel, scoasă cu destulă greutate de colegii noștri de acolo, Rabonul de la Târgu Jiu, de la Câmpina, anuarul, de asemenea de la Prahova, și sunt și altele. Firește, între ele, detașându-se revista Studii și Articole de Istorie, pe care dumneavoastră o cunoașteți foarte bine. Este remarcabil că apar în aceste momente grele asemenea publicații. Este remarcabil că au apărut în momente și mai grele decât acestea. Și lucrul acesta ne bucură foarte mult. Între ele, firește, Istorica de la Dolj, pe care noi o urmărim cu mare atenție, care este cunoscută de către cadrele didactice, de către profesorii de istorie din județul nostru, care este popularizată de noi, așa cum a și spus moderatorul acțiunii noastre de astăzi. În ceea ce ne privește pe noi cei de la Dolj, pe profesorii de istorie, în majoritate dascăl din învățământul preuniversitar, dar și câțiva din învățământul universitar, întrucât există o catedră de istorie la nivelul Universității Constantin Brâncuș. Ținem aproape de Societatea de Științe Istorice din România, chiar dacă au apărut și contraponderi venite din alte direcții. Suntem, repet, alături de Societatea de Științe Istorice din România, și vă asigur că facem treabă bună acolo. În afară de publicația despre care vă vorbeam, au apărut un număr important de lucrări sub egida filialei noastre. Există emisiuni radio-TV, rubrici permanente în presa locală, sub egida filialei noastre și, firește, în momentele noastre importante, atât de anvergură națională, cât și de importanță locală, colaborăm foarte bine cu autoritățile locale. Există o relație foarte strânsă cu Muzeul Județean Dolj, de asemenea cu arhivele din Târgu Jiu, și mă bucur să vă spun că avem o relație excelentă cu Universitatea din Craiova, cu Facultatea de Profil, cu arhivele de aici, cu Muzeul Olteniei, pe care l-am solicitat în diferite situații pentru a ne sprijini în acțiunile noastre. Iată, foarte pe scurt, ceea ce facem noi aici. De asemenea, avem și acțiuni comune, cele două filiale, și beneficiez sau încerc să mă fac purtătorul de cuvânt al colegilor mei și să îi rog pe colegii de la Dolj să realizăm și în continuare acțiuni comune, nu numai cu Gorjul, ci și cu celelalte
județe ale Olteniei. Una peste alta, este bine că istoria încă își găsește loc în asemenea acțiuni, pentru că acum, chiar dacă este un moment aniversar, nu pot să îmi reprim un sentiment de durere chiar față de statutul pe care îl are disciplina noastră în învățământul preuniversitar. Colegii care sunt aici, dar și cei din învățământul universitar, știu foarte bine la ce mă refer. Probabil că este și de această dată o ocazie, un prilej foarte merit, să facem un apel la solidaritate, să repunem învățământul de istorie, predarea istoriei din învățământul preuniversitar la locul care îi se cuvine. Periferizarea aceasta a istoriei naționale, periferizarea istoriei în general, în ceea ce privește planurile de învățământ, în ceea ce privește programele școlare, este o problemă care trebuie să fie în atenția noastră, firește a filialelor și a societății de științe istorice, dar nu numai, a noastră, a tuturor, a dascălor din învățământ universitar, a cercetătorilor, a autorităților locale, a mass mediei și a tot ceea ce poate fi răspunzător de statutul acestei discipline. Cerându-vă oarecum scuze că am intrat și cu această problemă pe care nu știu neapărat dacă se gândea să o ridic aici, dar cred că, din punctul meu de vedere, este oportună. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această frumoasă aniversare și nu pot decât să-i felicit pe colegii de la Dolj, să urez revistei Istorica mulți, mulți ani înainte, cu succesele de acum și, de ce nu, cu succese foarte, foarte mari. Mulțumesc mult!